Toți elevii din municipiul Buzău de la clasele primare vor găsi pe bănci în prima zi de școală un pachet complet din partea primăriei, pachet ce conține ghiozdane și rechizite de bază. Autoritățile din Palatul Comunal au făcut acest anunț printr-un film de prezentare postat pe Facebook. Produsele sunt selectate în funcție de vârsta elevilor, cu personalizare dedicată, atât pentru fete, cât și pentru băieți. După cum știm, începutul unui nou an școlar reprezintă pentru părinți fie o perioadă cu mari cheltuieli, fie o perioadă de griji, pentru că nu pot asigura strictul necesar de care copilul lor are nevoie pentru școală, în special familiile cu situații financiare precare. Responsabilii din primărie au decis să ofere unitar aceste pachete. Fiecare elev va primi un pachet alcătuit din ghiozdan, penar complet echipat, caiete dictando sau tip, caiete de matematică, bloc de desen și acuarele. Oferirea de ghiozdane și rechizite gratuite face parte din programul educațional Buzăul Citește, proiect care vine în fiecare an cu pachete ce conțin cărți, jurnale de lectură, precum și cu activități cultural-educaționale.